Până la data de 17 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.080.070 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.044.773 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 0,10. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 183.615, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași, Prahova și Bihor. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 9 cazuri, urmat de Prahova, Dolj, Dâmbovița, Vâlcea, Alba, Cluj și Maramureș. Până astăzi, 32.115 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 16-17 iunie 2021, până la ora 10, au fost raportate de către INSP 87 de decese, 27 femei și 60 bărbați infectați cu noul coronavirus. 82 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului menționat și au fost introduse în baza de date la solicitarea Ministerului Sănătății de către DSP din țară în urma verificărilor efectuate. Astfel, șase dintre acestea s-au produs în luna octombrie 2020, 32 decese în noiembrie 2020, 21 în decembrie 2020, 6 decese în ianuarie 2021, 4 în februarie, 4 decese în martie 2021, 7 în aprilie, 1 deces în mai și 1 în iunie 2021. Dintre cele 87 de decese, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani un deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 21 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. 81 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au au fost raportate comorbidități până în prezent. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 87 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv distinct de cazurile nou confirmate. În urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 30 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 944. Dintre acestea, 186 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.168.419 teste real-time PCR și 1.324.035 teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 17.509 teste real-time PCR, 9.295 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.214 la cerere și 9.942 de teste rapide antigenice Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 0,31%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.544 români au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus. Dintre aceștia, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 30 iunie 2021 au fost raportate 32.801.529 de cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.